cu o mască de față, pentru că e haos. O zi din alea. Eu vreau mască. Bine, atunci eu mă fac o foie. Mască? Nu mască de asta, vreau să fac una de asta. Bine, make my day. Perfect. Ai de ăsta gaben? Am mai de ăsta gaben? Așa, perfect. Ma, de unde țin eu fogheu? Uite. Nu ăsta, ăla ăsta să mă dau așa, așa. Demachiez, deși azi, adică o să-mi șterg fața pentru că azi noapte mai am demachiat, dar peste noapte se mai adună impurități și dimineața le îndepărtez cu apă micelară sau după caz le dau cu cerave jos. Dar acum fac asta. Am eu de foieu. Ăla roz. Ăla roz? I-l-am pus lui Iusti la spital. Pentru că avea și ea nevoie și se simte mai bine. Și gen, i-am dat să-și facă o mască. Da, vreau și eu foie. Uite, te las pe tine dacă ești chiar așa supărată că nu-l avem pe la roz, îl folosim pe ăsta. Asta este noul UFO 2. Este nou-nouț și e prima oară când îl încerc. Ever. Gen, e un pic mai bun decât la roz. Ăsta e un pic mai bun și are tot aplicații, uite. Da, vreau eu pe ăsta. Bine, uite, hai să-l folosim împreună că suntem... Vreau eu prima. Oreo. Vreau eu prima. Stai, uite, desfă-i lipiciu, că este prima oară când o folosim ever. UFO 2. Gata. Ok. Mami, trebuie să-l activăm în telefon. Iubire, cum fac? Pun aici. Trebuie pornit el. Ia, dă-o să, uite, hai să facem instrucțiunile, mama. Hai să facem instrucțiunile. Press and hold the power button. Trebuie să... Apăsăm pe ăsta pentru 5 secunde. Numără până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, hai să vedem. Ok. Crezi că e ok? Da, e ok. Aici scrie unlock your device, adică să mă conectez, nu? De ce nu mă dai să mă... Asta e pentru păr, Olaplexul. Am aici haos, dar o să fac cura, promit. Am așa, Olaplexul pentru păr, Foreo pentru față, neapărat să-mi încep și eu ziua ca un om normal. Pun aici. Pun sigiliu. Ia uite, UFO 2, start. Start. Bun. Și mă pune să verific, vezi? Mă pune să verific dacă este... Să verifici masca. Da. Secure the UFO. Use a circular motion. As you gently glide UFO across your face and neck. Deja s-a încălzit. Distributing mask essence evenly. Este modul perfect de a începe dimineața. Nici nu l-am făcut cafea, micul dejun. Le mai zic? Zile. Mulțumesc. Bun, după masca asta o să plec la birou pentru că mai am demontat un stander, de adus niște scaune, trebuie să-mi iau laptopul cu mine să stau pe jos pentru că nu avem carafea, nu avem masă, dar ca să am un moral foarte bun pentru ziua de azi. Allow your mind and body to slowly awaken. Vă dați seama? Acest device pulsează și face masaj în același timp. Hidratează, mă trezește, mă face să mă simt bine, îmi încălzește zona. Relax and enjoy a soothing. Și n-am voie să vorbesc că îmi zice relax. Pulsațiile acestea sunt foarte bune pentru piele, pentru că pătrunde masca în profunzime.
Și îmi dau și pe gât. Tam, tam! Mă simt pe podium în fiecare zi. Anaïs, ce notă îmi dai? Tam, tam! Asta este casa lui Anaïs. Asta este micul meu univers. O să-mi fac o casă. Și asta este dimineața mea cu Oreo. Mami, nu știu de ce mă flexez atât cu device-ul ăsta, doar că e foarte cool și toate fetele știu că e foarte cool și abia mi l-am luat. Este device-ul nou de la el. Și sunt obsedată. Dacă am câteva mici obsesii în viață, este să colecționez Oreo, să mă uit la desene cu Anaïs, să-mi pup iubitul. Ups! Bine, am intrat în dormitorul meu. Deci am aici un iepure. Unde e fetița mea? Pietul ăsta e casa mea, de-aia. Casa unui iepure? Eu credeam că e dormitorul meu. Uite, aș putea să-ți arăt. Domnule iepure, dar aveți multe jucării în casa dumneavoastră. Mie mi se pare că patul meu era mai gol. Vedeți? E casa mea. Wow, și toate astea? Mamă! Vă place? Păi nu știu, nu m-am decis încă dacă să-mi placă sau nu. Ok. Și mai mărit și cu Play-Doh. Cu Play-Doh? Da. Așa te joci tu cu Play-Doh? Se răsturnă chestii! Se răsturnă chestii? Măi, eu cred că totuși este camera mea, iepurașule. Și știi de unde știu? Nu. Uite, hai să-ți arăt. Hainele pe care urmează să le port astăzi sunt chiar acolo. Bă, nu, alea sunt ale mele. Vrei să vezi? Cu ăsta mă înveresc eu. Cu ăsta îmi pun așa, gaciu. Astea sunt haine de mamă, uite. Haină de mamă. Haină de mamă. Haină de mamă. Haină de mamă. Acel moment când copiluța acaparează dormitorul, se mută cu forța aici și găsește o explicație pentru asta. Eu sunt epurașul, inimoară, știi? Și sunt roz ca o inimoară. Și... Ia să te văd, să văd dacă ai față de epuraș. Scuișii de iepure, da, dinți de iepure, da, urechi. Avem bifat, e clar, ești iepure. În carne și oase. Ești un iepure tare drăguț. Doar că eu am o fetiță mai drăguță, pe care nu mai găsesc. Fetița asta vine la mine și noi suntem prieteni. Anaïs o cheamă. Da, Anaïs. A, o știi, nu? Ah, ok. Și am foarte mult. Bine ați venit în biroul nostru! Astăzi o să lucrăm de la birou. Am adus laptopul. Lego. Ah, filar, am uitat... Merașele, știam că am uitat ceva, restul merașelor. Și trebuie să facem stopul. Le-am împărțit eu câteva aici. Și mai avem în cutia aia albă totul. Le-am pus pe culori. Aici a spus sunt fetele, că fetele sunt deasupra tuturor, ca să se știe. Vă dragi ce ai zis. Aici băieții. Și aici copiii. Și aici copiii și mă gândeam să le continuăm. Aici sunt cutiile. Hai să vedem ce facem, Radu. Să iei dăm bătaie. Cred că am de la Ikea și uite, astea sunt cumpărăturile ce le-am făcut de la Ikea. Am luat niște de astea de lustră, că nu avem lumini. Și astăzi o să vină cineva să ni le monteze. Bună! Caut asta. Căpșuni și frăguțe.
Ai văzut etichetele cum arată? Da, ai văzut stickerele cum arată? Ai văzut etichetele? Sunt bombă. Așa? Că e mișto? Mișto rău. Sper frumos și mă gândeam să punem pe pantalon aici. Știi? Când o să facem pantalonii ăia... ăia. Nu dăm din casă. Nu mai dăm din casă. Gata. Vrem să punem și gazon, știi? Mhm. În grădina asta din dreapta a noastră și vrem să facem terasă de stat. Iar pentru astăzi, după cum vă și spuneam la început, să fie o zi de aia, atâta de plină. E clar, dacă facem Maria curat, chiar o să fie plină. Și vezi că ieri am luat cumături aici și nu aveam furaj. Să ne cu vecinii să împrumutăm. Avem super multe chestii de făcut, dar măcar am un scop real pentru care să muncesc. De ce? Nu crezi. Ce ai zis? Nu avea. Ce n-avea? Super vegetarian, avea doar cu pui cu și cu vite, jur. Nu văd o niciață. Mâncăm în mașină! Asta este partea preferată a mea, să mâncăm în mașină. Mamă, dar mă arăt pe mână. Și Radu, efectiv, Radu, a greșit ceva, vreți să vă zic? A, ce observăm aici? Frate, băi! A luat lingură! Artisto! Nu sunt mergi artista! Mergi pe nordul lui! Mergem la moft! Dar fie, nu pot mânca supa... Nu are gust, bă, mâncarea asiatică are gust. Nu v-ați dat seama, e privată prin lume, înțelege, și nu poate să mănânce cu lingură. Păi nu, se doar că mâncarea asiatică are gust în momentul în care ambientul este perfect. Și ambientul este perfect. Auzi ce mănâncă când ea bețele. Mănâncă bețele. Așa arată supa perfectă. Eu sunt supa perfectă. Am ajuns acasă după o zi foarte lungă în care iarăși simt că nu am rezolvat nimic. Am întâmpinat o felul de dificultăți pe parcurs. Băiatul care se ocupă de site-ul meu de 4 zile nu-mi răspunde la telefon, iar eu nu am putut astăzi să dau drumul la site așa cum mi-am propus. Așa că am vorbit cu niște prieteni de la Cluj care se ocupă, au luat site-ul de la zero și se ocupă să ducem treaba la un bun sfârșit, care de fapt este doar începutul. Și după ce am întâmpinat o felul de mărunțișuri care îmi încetinesc procesul, am zis ok, nu o să mă enervez, o să fac un duș, o să mă relaxez. Anaïs mi-a făcut acolo. Nu poți să te machezi spa, acolo avem ojă și tot felul de chestii. De ce, mami? Mi-am început ziua foarte bine, știam că am nevoie de ceva. E întrebarea cea mai bună, de ce poate? Mami, ce m-ai întrebat? De ce nu poți să mă machiz? Pentru că e foarte posibil să strici tenul, Anaïs. Nu, pentru că e de copii. Ah! Cu machiajul de copii, da, credeam că cu machiajul meu. Cu machiajul de copii pot? Da. Și după ne jucăm pe păcălici? Da. Bine, dar mami de meu... Am fost și eu aici la spa la Anaïs. Am părțit cărțile. Am fost la spa, mi-a făcut unghiile. Haideți să vi le arăt. Și am să fac așa, am să-mi iau în primire acest scaun. Am să privesc apusul, pentru că e momentul meu preferat al zilei. Este superb ce se întâmplă. Am să mă bucur de copilul meu, privind-o aici, în tăcere. Apoi am să mă apuc de acele rufe să le spăl, adică să le iau, să le împachetez. Și nu știu dacă mă vedeți când vă zic dacă sunt blurată sau nu, care e ideea. Anaïs? Da. Te iubesc, mami! Uite, poți să rotești de ăsta până când te uiți în ecran și să te dai mai așa. Să te uiți în ecran și să rotești de el până când mă vezi clar. Ia rotește. Mai mi stai, dar pe ce ăsta? Așa sau așa? Așa, rotește. Mă vezi clar? Acum te văd nu bine. Acum te văd clar. Mă vezi clar, clar? Uh-huh. Că vreau să mai zic ceva. Mulțumesc, Anaïs, că m-ai ajutat. Vezi că filmează. Perfect. Da. Și în momentul ăsta nu o să fac decât să mă bucur de viața așa cum e ea, chiar și cu greutăți. Sunt genul de om care atunci când nu ies lucrurile, efectiv simte că o ia razna.
dar știe că n-are ce să facă sub presiune, așa că încerc să mă calmez și să... și să rezolv cumva situația, dar uneori nu depinde de tine și atunci tot ce poți face este să accepti ce se întâmplă. Na. Și urmează să bag niște rufe la spălat, să împachetez hainele. Bogdan a stat cu Anais acasă pe ziua de astăzi, am avut super mult sprijin din partea lui, ceea ce e foarte important. Nu știu, să simți sprijin din partea partenerului real, fără să fie nimic forțat, ci pur și simplu pentru că așa e, așa e, așa sunt lucrurile, fără să forțez nimic, fără să cer chestia asta. Pur și simplu vine natural, iar eu învăț să o accept. Am avut multe discuții și pe tema asta. Iar acum pe seară, tot ce vreau să fac este să mă bucur de liniștea de acasă. Am să editez acest video ca mâine să fie pe YouTube, pentru că mâine din nou e o zi foarte plină. Și vreau să fie o zi bună. Vreau să fie o zi bună. Am vrut să vă arăt cam care sunt momentele cheie ale unei zile și pe lângă foarte multă agitație și multe chestii de făcut, există și o speranță că lucrurile se așeze așa cum îmi doresc. Mă legă-n. Mă legă-n. Pa, pa, internet! Ne vedem aici curând!